foarte bine ne simțim, că nu ne doare, nu nimica. N-am făcut până acum că dădeam de doială. Nu, n-am avut așa. Și acum mi-a venit bine să fac vaccinul, zic. A fost încredere, nu... N-a fost încredere în mine. Este, am înțeles, prima ta doză de vaccin. Cum te-ai hotărât? Am vrut eu să fac, să încerc, să văd cum mă simt. Cum te simți acum după vaccin? Bine. Într-adevăr, această nouă variantă a virusului COVID-19 este o formă care se manifestă prin o rata incidenței foarte crescută, este foarte contagios, se răspândește mult mai repede ca vechea variantă. Mare atenție, foarte important este că la cei vaccinați formele de boală sunt mult, mult mai ușoare. Eu am avut multe cazuri de reușită în a convinge pacienții să se vaccineze, dar vă spun, nu este ușor. Doza a treia trebuie făcută pentru a asigura același nivel de eficiență al vaccinării cu prima și cu a doua doză. I-aș îndemna să meargă să se vaccineze, să aibă încredere în vaccin, în rezultatele vaccinării corecte. Echipa mobilă de vaccinare merge și acasă la cei care nu se pot deplasa. Este și cazul lui Săndel Nenciu și al mamei lui în vârstă de 75 de ani, care, cu multă trudă, își îngrijește fiul cu semipareză. Cum v-ați hotărât să vă vaccinați? Păi mă duceam unde mă duceam și îmi zicea ăștia, băi, vaccinai, n-am. Și stăteam afară. Nu pot să intru înăuntru și așa. Dar oricum, și dacă am nevoie la recuperare, la ceva, primul lucru ăsta mă întreb. Vezi vaccinul? N-am. Toți ani, și de două ori, trei ori la recuperări. Mergeam la București, la spitalul militar, și acolo făceam recuperări. Ne duceam de trei în trei luni. Dacă cad jos, am căzut acum vreo două zile sau trei jos aici, te zic, chem un vecin ca să mă scoale, că nu pot să mă scoal cu stânga. Nu puteam să fac altceva, nimic. Cum se zice, asta e legea, asta facem, nu e nicio problemă, ne supunem. Dacă așa zice toți, așa facem și noi, dar nu. Am făcut eu, a făcut frate, mi-a făcut nepoții, a făcut cumnata, a făcut toți. Nu. Am vaccinat peste 90%, chiar 100% din beneficiari, din angajații centrelor. Am făcut și doza 3. Toți sunt bine. Până la campanie de vaccinare erau cazuri de COVID în centre. După ce am vaccinat, s-a liniștit situația în centre și sunt bine și acum.